Salut, Andrei! Salut, Orlando! Pare bine că ne vedem după o vacanță de-a mea și un lucru de-al tău. Exact, da. După Grecia și Viena. Și Viena, Grecia, da. Și Austria, fapt. Și Austria, și exact. Austria. Bine ai revenit din vacanță. Asemenea și tu, bine ai venit pe Meleaguri. Da. Ok, pare bine că o să ne la tabăra de intuiție și o să fii trainer. Mă bucur, mă onorează treaba asta. Și fac acest video pentru că aș vrea un pic să vorbim despre... nu neapărat despre improvizație în sine ca artă, ci despre improvizație în sine ca o ustensilă atât de benefică pentru dezvoltarea personală. Multă lume consideră improvizația o chestie peste care trec așa, repede. Mergem și ne jucăm un pic. Facem un pic, ne simțim bine, ne jucăm, lucrurile se întâmplă, oamenii văd cât de multe veleități faine găsesc acolo, dar totuși pare să nu fie atât de importantă ca alte cursuri sau seminarii în care vii și prezinți niște structuri, niște platforme de psihanaliză, în care după ce ai parcurs 2 sau 3 ore de seminar sau de curs, pleci de acolo, dom'le, da, am învățat ceva, pot să aplic în viață. Versus improvizația, unde practic structurile le descoperi singur sau sunt câteva și în care dacă o faci și o lucrezi, chiar se întâmplă ceva cu tine în viață și chiar are legătură cu viața. Da, așa este. Chiar mi se pare că am putea, în general, noi, cei din comunitate, să promovăm improvizația mai mult și de-aia e foarte bine ce faci. Deja... Dar cred că facem mai mult treaba asta, o facem cumva la modul... Exact. Vine și de la sine cumva, pentru că aplicăm la noi și ne dăm seama de beneficii. Cred că e important să marketăm cum trebuie acest lucru, pentru că e... evident, un lucru foarte important care apare acum. Începe să capete din ce în ce mai mult sens să faci improvizație în ziua de azi. E din ce în ce mai popular, dar cu siguranță încă mai are nevoie de foarte multă promovare ca oamenii să vadă despre ce e vorba și să înțeleagă. Însă, recent, am discutat cu câțiva psihologi. Așa? Care mi-au zis că au început să trimită clienții lor la cursuri de impro și apoi se întorc la sesiunile de terapie și discută despre ceea ce fac ei acolo. Au motivul meu pentru care trimit. Da, tocmai au trecut că ei prin... psihologii realizează importanța acestei forme de entertainment care depășește entertainmentul. Tu cum ai, dacă ar fi, că și eu m-am gândit de foarte multe ori, cum să prezint improvizația unor profani în improvizație? Adică dacă ar fi să îți dorești nu să schemi oameni la cursuri de improvizație, ci să le transmiți printr-o propoziție, nu știu dacă se poate spune simplă, de ce e bine să vină la improvizație? Care e marele beneficiu? Da, în primul rând, cred că se adresează, ca orice, dacă ne referim la dezvoltare personală, trebuie să existe interes către dezvoltare personală. Evident. Din partea celor care, la care ne adresăm. Cred că primul lucru care îți vine în minte în momentul în care te gândești la impro este spontaneitatea. Okay. Și da, la prima mână, spontaneitatea este cea care iese în evidență. Însă în spatele acestei spontaneități se află foarte multe ingrediente care asigură spontaneitatea, o îmbunătățire a ei. Și aici putem vorbi de lucruri care se văd pe termen mai lung, cum ar fi încrederea în forțele tale proprii. E foarte important să ai încredere în tine, apoi să nu-ți fie frică să greșești, pentru că atunci înveți, când îți dai voie să greșești, ești relaxat în fața provocării, pentru că ne luptăm cu situații din copilărie în care poate am fost apostrofați dacă am greșit și se instalează o frică în noi. Corect. De greșeală. Și atunci sunt foarte multe ingrediente, printre care unele se văd în termen mai îndelungat, dar sunt și lucruri mult mai imediate, vizibile imediat, cum ar fi partea de socializare. Să fii în față cu un om și să ai o scenă de improvizație și să construiești cărămidă cu cărămidă o scenă înseamnă o comunicare foarte bună și înseamnă și niște abilități sociale pe care deja le-ai deprins. Corect. Dacă poți să le faci pe astea. Și asta se văd imediat.
se creează de multe ori prietenii, se creează energii foarte bune care ne fac să ne simțim nu doar mai bine la nivel superficial, ci ne mai elimină sentimentul de singurătate, de austeritate în care poate ne-a băgat și pandemia asta multă vreme. Ne simțim mai puțin abili din punct de vedere social. Cred că poți vorbi despre absolut orice. Adică să poți să ai o discuție fără să cauți un păi cu ce discut, ce discut eu cu oamenii ăștia dacă mă duc la o petrecere sau la o întâlnire. Exact. Nu există prejudecăți. Nu există greșit sau știu eu ce ar trebui să fie corect. E mai degrabă ceea ce simțim cu toții că ne poate lega. Ne găsim automat un punct comun, un numitor comun și asta este puntea noastră. Mm-hmm. Și asta se întâmplă natural în zona asta. Corect. Așa e. Așa e. Și eu am descoperit lucrul ăsta atât la mine cât și la cursanții cu care am colaborat și la colegii mei. Se dezvoltă zona asta de ascultare, știi, pe care la moment îți propui un deziderat. Băi, vreau să învăț să ascult. Și evident, cât timp ai dezideratul ăsta conștient, ai impresia că niciodată nu se întâmplă. Băi, eu tot n-ascult. Dar dacă îi dai pace, ți l-ai pus ca deziderat și apoi te duci și faci cursurile de improvizație și așa mai departe, dacă după o perioadă de, să zicem, 2 luni de zile, îți faci o mică analiză, îți dai seama, băi, am învățat să ascult. Așa e. Înveți fără să-ți dai seama că înveți în impro. Asta e partea plăcută. Asta e partea plăcută și cred că în același timp, asta este partea pentru care eu cel puțin nu știu cum să o, cum să o surprind versus cursurile care, știi, care ți oferă tot materialul ăsta care tu poți să vezi, adică practic poți să vezi ceea ce înveți. Adică la impro înveți făcând, practic, și făcând, fiind în prezent, nu îți dai seama. Da. Lucrurile cam mers pe bicicletă, știi? Da, ești în acțiune. Deodată te vezi, bă, cum s-a întâmplat? Da. Știi, bine, la bicicletă ai o chestie că nu cazi, știi, la socializare, la lucruri de genul ăsta, la un moment dat, na, nu e o chestie, te trezești, bă, sunt mai tupeiți ca altă dată, am curaj să vorbesc altfel, am curaj să vorbesc cu o fată, am curaj să îmi fac altfel interviu, îmi dau voie să fiu altfel. Spontaneitatea, da, este un element, e un cuvânt cârlig. Da, iar, de fapt, în spate se află și intuiția, la nivel care înglobează totul, pentru că de multe ori noi nu suntem încurajați din punct de vedere social, nu suntem încurajați în contextul în care trăim să ne lăsăm intuiția să existe. Exact. Forma e pură. Dar tu cum ai defini? Eu am citit și la Viola Spolin, vorbește foarte frumos despre intuiție și parcă nu vine să caut o altă definiție de la, știi că voi vorbește că intuiția ar fi poate un dar divin sau ceva ce practic totdeauna bă, așa mi-a venit să fac. Toți avem chestia asta. Tu cum ai defini intuiția în contextul improvizației? În contextul improvizației e ceea ce am observat de-a lungul timpului. Am observat că oamenii care au doborât mai multe ziduri, mai multe blocaje, au desfințat mai multe blocaje, au o intuiție mai bună, okay, sau mai puternică. Deci, practic, pot să zic, deși poate peste 5 ani voi avea un alt răspuns, încă sunt în căutări, dar cred că un om cu o mai mare libertate și cu cât mai puține blocaje psihologice poate să aibă o intuiție mai bună. Și atunci intuiția poate fi libertatea de a funcționa cu cât mai puține blocaje. Foarte fain. Pentru mine intuiția, poate am și legat-o de tabăra asta, dar ce puțin în perioada asta, acum, a dezvoltării mele, cel mai simplu mod de a face oamenii care o să vină la tabăra de intuiție și alții care vor să testeze, pentru mine intuiția este modul în care amândoi descoperim bă, ce jucăm împreună. Când ne dăm seama la un moment dat bă, că e posibil să nu fie aceeași alegere, alegerea mea de a juca ceva, alegerea de a juca ceva, dar la un moment dat amândoi renunțăm la ce a fost și alegem ce se naște de acolo, dar lăsându-ne să se nască treaba respectivă, intuim, bă, hai să facem asta. Exact. Hai să jucăm aia, știi? Și
Tragem puntea comună. Puntea comună. Și aia ar fi o chestie care putea fi măsurată. Zic, băi, ți-ai dat seama că aia a fost? Mi-am dat seama că aia a fost. Știi? Și să-ți dai seama, practic, ușor, ușor, că... Și acum, dacă e să spun ce ai spus mai devreme, ca să nu de tine, practic, dărâmând toate brocajele, reușești să ajungi la joc. Deci, practic, da, reușești să vezi puntea comună și să ai și curajul să acționezi ca să ajungi la puntea. Există multe situații din, știu eu, din copilărie, anumite glume nu se fac, anumite comportamente nu sunt corecte și așa mai departe. Și asta ne oferă, bineînțeles. Nu înseamnă acum că începem să facem ce nu aveam voie în copilărie, așa, la modul ăla, exagerat. Dar faptul că tu ai libertatea să faci asta, fără să simți vreo prejudecată din partea altcuiva care te privește, sau chiar din partea ta, corect, ajunge să te ducă la a acționa exact cu ce e necesar. Corect. Corect. Pentru că unui copil care îi zici nu face asta, exact aia, aia o să fac. Și dacă nu o face, se gândește numai la ok, asta n-am voie. Și atunci nu are cum să vadă ce e de făcut mai departe, pentru că este blocat în asta nu se face, asta nu se cuvine. Asta o găsim și în cărți și în filme. Dacă într-un film găsești o chestie, la un moment dat, afli un... Se spune la un moment dat un personaj altuia, zic, bă, ar fi bine să nu te duci să cumperi mașina aia, pentru că evident că tu ca spectator aia o să vrei să vezi. Da, normal. Știi? Și ce se întâmplă și în impro este la un moment dat, când ești la partea de început, bă, să-ți dai voie să faci exact ceea ce n-ar trebui să faci. Și să vezi de ce nu vrei să faci treaba. Să-ți urmezi frica, cum spune Dărbos. Da, și acum e un mediu protejat în care ai libertatea să faci asta. Nu există repercusiuni. Corect, corect. Și primești din partea colegului tău, primești răspunsuri, primești mesaje, care la rândul lui poate și el în alt personaj, dar cât de cât, chiar și în timpul jocului, poți să primești feedback-urile lui prin prima personajului sau după scenă poți chiar să discuți. Băi, cum a fost? Să dai seama că ceea ce s-a întâmplat, adică dacă el a acceptat acest dialog, această scenă se întâmplă cu tine, înseamnă că a fost ok. Înseamnă că tu ești ok în momentul ăla. Și în impro, cum? Ai ocazia să dai un switch, să schimbi traseul. Un exemplu care mă fascinează este, spre exemplu, partea intimă de pe scenă, în care poate că doi oameni urmează să se sărute, da? Și poate că noi doi nu suntem neapărat în aceeași barcă să fim ok cu asta, ca noi doi să ne sărutăm pe scenă acum. Atunci o variantă foarte frumoasă este tatonarea. Ok, încetinim un pic ritmul, ne apropiem din ce în ce mai mult, dar nu ne apropiem atât de repede încât să se întâmple acest lucru. Și omul de la lumini va simți că, ok, am înțeles care e zona, nu vă duceți chiar acolo, dar sugestia e destul de puternică și va da un hebru, cum îi zicem noi în teatru, adică se stinge lumina înainte ca noi doi să ajungem să ne atingem. E foarte fain și așa. Ai întors o chestie foarte fain cu omul de la lumini, știi, care omul de la lumini nu știe textul, nu știe ce se întâmplă. Nu știe, dar tot înțelege, tot simte și simte și publicul. De acum chiar mi se așa, într-un atelier de impro, fie fain să existe niște oameni care să stea efectiv la, să stea la sunete la lui și efectiv să, bă, simți nevoie, poate nu avem pianist, poate nu avem, bă, ai niște coloane sonore, să stai undeva în extern spectacolului și să-ți dai voie să umpli spectacolul cu ce, poate cu o lumină mai difuză, să simți, bă, poți să contribui la chestia asta, da? Ai intuit ce se întâmplă, omul ăla de la sunet a intuit, exact, da. A făcut-o, știi, și dacă... Bine, dar acum dacă ți-ai prieteni, zic, băi, știu că îți place de fata asta, nu o să sting lumina. Știu că nu o face timpul. Asta e altceva. E de inside joke-ului. Un aspect foarte important, da, pe care vreau să-l vorbim. Apropo despre cioace. Despre... Ce glumele... Glumele... Nu neapărat necesare. Așa. Ele sunt glume, sunt amuzante, dar nu sunt neapărat necesare. Ok. Sunt unii care, știi, care vor să primească atenția sau consideră că ăsta este... Nu, cred că și-ar dori să treacă peste și se ducă în cioace. Și de ce crezi că fac, lucrul ăsta și de, nu, de ce vor să facă știm, pentru că vor să atragă atenția. Dar de ce ar fi... Cu ce ar putea să schimbe cioaca, omul care se duce către cioacă pentru că știe că acolo are un efect imediat, poate al unui prieten, poate al câtorva din public,
ce ar putea să facă în locul cioacei? Cioacei, ce ar putea să... ce în spatele cioacei ca emoție? Cu ce ar putea să se ducă acolo după tine? Da, cu ce, practic, mă întreb, cu ce putem înlocui? Cu ce putem înlocui? Sau ce, cu ce ai... Sau... Da, cu ce, da, cu ce putem înlocui lucrul ăsta? Păi, în primul rând, să ne dăm seama ce înseamnă o cioacă și cu ce ajută sau nu ajută o cioacă. Cioaca este o glumă făcută, în primul rând, pentru tine. Iar noi trebuie să facem asta pentru public. Okay. Dacă eu fac o glumă care mie îmi place și îmi place doar mie, da, poate că vor fi câțiva care se vor amuza. Însă esența nu este să îmi satisfac mie dorința de a amuza pe ceilalți, ci de a crea umorul în așa fel încât să fim cu toții în aceeași barcă. Ok, te-am vrut să ai deci, practic, e un egoism să faci o cioacă. De acord. Ok, de acord. Eu sunt total de acord cu tine. Bun. O fac pentru mine. Ideea e că fac cioacă, o fac pentru mine. Acum, când mă joc, când fac improvizație, evident că fac și pentru mine, fac și pentru public. În primul și primul fac pentru că îmi place mie. Da. Să mă simt bine. Mă simt bine. Ok, da. Acolo e partea egoistă, partea întunecată, să spunem, să vorbim un termen de dezvoltare personală, partea asta întunecată unde bag cioacă. Deci, există acest element, nu e o frică, nu este o... Nu e un spatele, nu se află o frică. De fapt, este o nesiguranță a improvizatorului, pentru că apelăm la lucruri care noi știm că sunt amuzante din frica de a nu fi, neamuzanți. Sau de a fi, amuzanți. Ne dorim foarte mult să nu dăm greș și atunci vrem să le ținem control și hap, am scos o glumă care noi credem sau știm noi că suntem amuzanți dacă ne scălămbăim sau facem un pic ceva ce... Dar, în realitate, ea nu este umorul autentic. Evident, nu evident. Se naște din ceva adevărat. Și este mult mai fun și mult mai adevărat când se întâmplă ceva construit. Corect, atunci, și autentic, aici, și acum, și adevărat. E ca și cum eu acum, stai să zic că am eu una bună. Da, da. Mie-mi place la nebunie, o să-ți placă și ție. Deja ți-am scăzut nivelul de amuzament, pentru că eu ți-am creat așteptarea, de asemenea, eu deja mă amuz la ea, dar este o iluzie. Corect. Este o iluzie. Vorbeam cu Ramona de una zi de... De fapt, imediat după ce am plecat în drum spre Grecia, vorbeam despre spectacol. Ne-a sunat și Florin și am vorbit cu el despre spectacol. De fapt, noi l-am sunat pe Florin și am vorbit cu el despre spectacol. Și am avut un insight, un aha. Înainte de... Toți trei am urmărit cu atenție ce a vorbit doamna profesor despre viața lui Cioran. Lui Cioran, da. Și dacă te-ai să te aminte, tot spectacolul nostru, băi, a avut elemente, deci neplecarea omului de acasă. Da, știi? Așa este, da. Dar știi, a zis, băi, cât de puternic a mers subconștientul, știi? Cât de puternic a fost, pentru că n-am avut nicio legătură. Deci eu, conștient, nu eram de Cioran. Nici tu, nici Ramona, nu eram nici conștient. Eram, tu erai și tată și un șef de gară, eram un orolac, Ramona era după care venea să stea în gară. Da, deci... Dar cumva ideile au convers către discuția doamnei, o discuție absolut foarte frumoasă și nu numai aici și a primarului, s-a părut foarte... Și s-a regăsit în jocul nostru de improvizație, fără ca noi să fim conștienți de el. Știi? Și aia a fost puntea comună, atât între noi trei, cât și între spectatori. A fost o punte comună cu toată lumea. Asta a fost magic, că am lăsat deoparte orice preconcepție și am văzut unde ne duce intuiția. Corect. Și acolo ne-a dus, în punctea comună, atât între noi improvizatorii, cât și între spectatorii. Corect. Și asta mai îmi spune încă un lucru. Adică, după ce am vorbit cu Ramona despre chestia asta, am zis, băi, dar îți dai seama de câte ori noi vorbim vorbe goale? De câte ori, efectiv, umplem timpul cu vorbe goale și în momentul în care stăm și pierdem timpul într-o gașcă, unde, efectiv, bă, nu ne simțim bine. Dar stăm acolo că, na, se face să stăm bine și auzim o grămadă de lucruri. Lucruri care se impregnează, știi? Și care, la un moment dat, noi le scoatem pe altă parte. Nu ne-a plăcut, le scoatem într-o formă, ne-a plăcut, le scoatem într-o formă. Știi? Și practic orice șederea noastră în neprezență, într-un lucru care nu ne place, absorbim absolut tot, după care îl dăm afară pe altă parte, știi? Da.
Și îți dai seama că, de fapt, noi ascultăm și ascultăm, dar nu ne dăm seama de ce ascultăm și cum noi folosim. Noi înregistrăm fără să ne dăm seama. Și atunci e cu improvizație, în improvizație unde înveți să, unde înveți să asculți, unde înveți să îți sprijini partenerul, unde înveți să, să construiești împreună cu el, să construiești pentru el, pentru că el construiește pentru tine. Ar fi ideal să, domnule, vreau să fac o casă, vreau să fac o casă. Și vreau să fac o casă. Și tu faci casa mea, eu să fac casa ta. Și, și e, facem un duplex foarte, foarte fain. Și la final, de fapt, descoperi că ai aceste, ai aceste abilități și te duce, pentru că începusem discuția noastră, care sunt diferențele sau cum poți marketa improvizația ca un tool cât se poate de benefic la dezvoltare personală, pentru că efectiv ești în practică și poți să descoperi psihanaliză, adică poți într-o pauză să tragi un feedback, să vezi, domnule, că am folosit elemente din psihanaliză, din NLP, din absolut orice, sunt acolo, dacă le știi cu atât mai bine, pentru că le poți folosi în improvizație, și să dai seama cât de benefic și cât de important este, bă, măcar o dată pe săptămână să ai un curs de impro la care să mergi, nu pentru neapărat pentru... Ok, poate mergi pentru a fi funny, pentru a fi mai curajos, poate mergi ca să faci cioace. Chiar și așa este bine la început. Pentru că dacă faci treaba respectivă... Înseamnă că ai o pornire. Ai o pornire. Ai o căutare. Și e singurul loc în care, bă, scap de rutina... Da. Pleci de la și job. Avem nevoie de asta. O să scap de... Oh, da, avem da, nevoie. E, ce interesant este că, da, bă, ai nevoie să scap de rutină, dar ai nevoie în improvizație. Improvizație e ceea ce faci, creezi rutine. Și asta e, adică, practic, crearea în improvizație, tu cauți să creezi rutină și despre ce vorbim, știi, este cauți să creezi rutinele unui personaj care nu este al tău și, evident, tu ieși din rutină, dar înveți, practic, cum să-ți cum să-ți faci viața ordonată și, în același timp, diversă. Da, clar, avem enorm de multe de învățat de la personajele noastre. Pentru că intri în universul unui alt om, pentru că personajul este, de fapt, un alt om. Corect, corect. Și, de fapt, viața bate filmul. Pentru că teatrul este, și filmul este inspirat din viață. Și de câte ori n-am avut în viață situații de genul, no, dacă aș face asta într-un film sau într-o piesă, mi se pare că e prea, prea, prea pare exagerat. Exact. Nu, e inspirată din realitate și faptul că te pui în pielea unui personaj care reacționează din conceptul lui, din mentalitatea, da, specifică, îți deschide o altă lume. Și tu ai libertatea de a înțelege, a, uite ce interesant gândește personajul aici, sau uite cum acționează. Și fără să-ți dai seama, poate chiar aplici în viața ta de zi cu zi ceva de acolo. La actorii de anul, mă rog, la studenții de anul 1 și 2, cu siguranță există un risc de a prelua elemente de la personajele pe care le joacă în viața de zi cu zi, unele mai bune sau mai puțin bune. De-aia cred că, uite, în ziua de astăzi nu cred că se mai face un curs psihologia actorului, dar mai demult se făcea un curs numit psihologia actorului, care cred că este foarte important. O, da. De asta e nevoie de un mediu safe, de un cadru potrivit, care să te ajute să explorezi într-un mod sănătos lucrurile astea. Aici intervine, bineînțeles, rolul tău și rolul oricui care merge în zona asta de predare. Tu, ca să vorbim un pic despre tine, tu, noi acum suntem la Improteca. Da, acum pe care, suntem la Improteca. Spațiul pe care tu îl păstorești, l-ai creat și tu, practic, faci cursul de impro. Zi-ne câteva despre tine. Predau cursul de impro, atât pentru copii cât și pentru adulți. Tocmai mă centrez pe dezvoltare personală. Nu mă interesează în primele module să devin actori profesioniști. Nu asta mă tentează. Mă tentează să spargă ei ce discutam mai devreme, mai multe bariere. Și motivul pentru care m-am apucat de improvizație este tocmai pentru că eu nu eram prea bine pe zona asta. Mi-au zis câțiva profesori de la facultate că sunt talentat, sunt serios, de o disciplină exagerată chiar uneori, dar în momentul în care apare un accident pe scenă, eu mă pierd. Și așa este. Deci m-am apucat tocmai pentru că nu excelam la partea asta. Era un punct slab la mine. Am văzut ce efect a avut asupra mea și vă mă dau drept exemplu că dacă am reușit eu să fac ceva în zona asta, cu siguranță că puteți și voi.
Și Teatrul Improteca s-a născut din dorința de a avea un loc în care să ne manifestăm, să putem să jucăm, să putem să avem o casa noastră în care să ne desfășurăm activitatea. Și da. Acum la tabăra de intuiție, tu o să ai în 16 august, o să ai modulul tău, în care așa să dăm un mic pitch. Ce se va întâmpla exact? Adică cu ce o să plece oamenii de acolo? Care ar fi elementul pentru care, nu știu, dacă mă duc să-mi uneori seara când nu vreau să beau cafea, beau un cappuccino, știi? Și îmi pun niște scorțișoară, îmi pun ceva ca să... Da. Știi, care ingredientul care crezi tu că este, e interesant pentru oamenii care o să vină la tabla de intuiție, unii dintre ei făcând ceva improvizație, alții fiind total noi în improvizație? Ce propun este să, într-un mod absurd, să plece de la acest atelier cu niște întrebări pe care să și le pună lor înșiși. În primul rând, da, să-și pună niște întrebări, pentru că se vor confrunta cu niște exerciții care o să le deschidă și alte perspective. O să fie momente de, ok, se poate și așa, wow, sau efective experiențe prin care au trecut și să-ți zică la final, cum de-am reacționat așa acolo? Oare de ce? Adică de ce aici am putut și în viața mea de zi cu zi sunt poate mai puțin reactiv sau mai puțin curajos să spun ce simt sau așa mai departe? Genul ăsta de întrebări aș vrea să și le pună la final. Bineînțeles, așa, să fim mai specifici, vom face exerciții pe ascultare, pe ascultare activă. Ce înseamnă să ascultăm concret? Se știe, probabil, sunt și cărți și teme discutate pe tema asta, că de multe ori oamenii vorbesc ca să vorbească sau ascultă ca să vorbească. Corect. Și cât de mult vorbim și cât de puțin ascultăm, care e raportul. Și, de fapt, nu e nevoie să vorbim atât de mult, ci doar să avem acele momente prețioase în care ascultăm cu adevărat. Și atunci comunicarea este mult mai eficientă. Deci pot să dispară erori de comunicare din punctul ăsta de vedere. Apoi, bineînțeles că sunt și câteva elemente de început în improvizație, câteva noțiuni basic vis-a-vis de acceptare, vis-a-vis de a construi împreună cu partenerul ceva pentru a avea o scenă. Și bineînțeles că în sine un astfel de atelier fiind bazat pe a învăța prin practică, e o experiență altfel. Ascultându-te, îmi dau seama că, de fapt, ceea ce, și mă bucur că este practicând prima zi full de tabără, este practic ce eu cum mi-aș traduce asta, tu oferi o pauză cotidian. Adică, bă, viața decurge, stop un pic, am întrebări, hai să ne oprim un pic, că mai avem de explorat un pic. Foarte fain, foarte fain. Ce îți propui, abia aștept și să... Cred că direcția, de asta am și îmbrățișat cu entuziasm ideea de a veni și mă onorează faptul și că mulțumesc, vin să predau cursanților tăi și mă onorează foarte mult acest lucru. Dincolo de asta, eu am simțit că avem într-adevăr idei în aceeași zonă. Cumva facem asta pentru oameni și ne simțim recompensați să vedem că wow, lucrurile se întâmplă. Am sădit niște lucruri. Corect. Și cumva simt că la tine am toată relaxarea să propun ce-mi doresc și să vin cu idei, pentru că suntem pe aceeași lungime. Și mă bucur. Și m-am uitat în spate așa de câte ori ne-am întâlnit în diverse proiecte și unde am fost și am zis, sunt pe Andrei. De ce? Nu știu, o să aflu, adică și eu am aceeași relaxare, știi, când vorbesc de adică când vine vorba de joc pe scenă fără un text, adică practic să ne întâlnim și să nu știm ce vorbim și să le dăm voie să avem încredere unul celălalt, asta mi se pare mare lucru. Și ca să închid toată, și îți mulțumesc că mi-ai dat din timpul tău, ce este fain în improvizația, dacă vrei să adaugi ceva sau să mă contrazici, ce mi se pare foarte, foarte fain în impro,
pentru viața socială, să spun. Că cine vrea să facă improvizație pentru el și-a deja chestia asta, este că după ce, adică în timp ce stai și asculți și joci, o grămadă de teme care se pun în discuția și jocul pe care l-ai, tu poți efectiv pur și simplu să surprinzi printr-o singură propoziție, să vii cu un postulat despre ceva care se poate să n-aibă nicio legătură cu ce s-a vorbit direct, dar de fapt să însemne tot ceea ce s-a discutat până atunci. Să-ți dai voie efectiv să vii cu ceva care pare de nicăieri, dar care pare construit în interiorul tău, știi? Și să ai această libertate de a spune lucruri pe care nu le-ai spune decât unei persoane foarte apropiate, adică ca și mai ai vorbit cu... ai gândit cu voce tare, știi? Și știi că nu te faci de rușine dacă îi spui soției, copilului sau mamei tale chestia respectivă. Asta mi se pare forța cu adevărat a improvizației. Și este și terapie. Tocmai de asta este și terapie. De asta sunt psihologi care au început să promoveze improvizația clienților lor. Este, cred că, una dintre magiile. Îmi place să o îmbrac așa, că este o magie. Asta e. Se întâmplă. Când se întâmplă lucrul ăsta și e... da, ai zis-o foarte frumos. N-am ce să completez aici. Andrei, e o magie. Îți mulțumesc tare. Mulțumesc frumos. 15-19 august se întâmplă Tabăra de Intuiție. O să ne vedem cu Andrei în data de 16 și în data de 17 seara vom avea spectacol de improvizație. Eu cu Andrei, cu Ramona și cu Vlad. Până una alta, te las să descoperi intuiția în viața ta. Ne vedem în 15-19. Pe curând!